Salutare, prieteni! Ia uitați pe unde am ajuns azi! Suntem la Brașov! Uite unde deci, am ajuns! Prieteni, am hotărât să venim iar de la munte, ne era dor. La Brașov! La Băbâci! Deci, la Brașov! La Brașov! Am vrut... Mamă, ce foame, mi-e pește să mănânc, să beau! Am vrut să luăm și noi prietenii weekendul ăsta, așa, o mini-vacanță și să mergem și la o mănăstire. Vacanțe. Mergem la Sâmbăta de Sus. Da. Dar nu vom merge azi pentru că azi deja adică nici am ajuns la destinație și oricum va dura până ne cazăm, până ne instalăm și noi. Dar cu siguranță mâine mamă, aici vom merge acolo. Mai ales că mâine, prietenii, este duminică și de multe ori noi preferăm să mergem duminica la biserică. Doamne, deci chiar frumos rău. Mamă, ia uitați, să vă mai arăt unde am ajuns. La zăpadă, afară la zăpadă. La Brașov. Mamă, cât de frumos. Ia uitați ce frumusețe. Uitați, prieteni, și pe canalul Tache de la Popești. Alex nu poate să filmeze pentru că este mai în spate. Și, bineînțeles, conduce. Stați să ne vedeți și pe noi. L-avem aici pe Alin. Pe Alin de la... Ciurila. Nu Ciurila. De la Brașov. Da. Doamne, ce frumos. Ia stai. Mamă, ce frumusețe. Să mă vedeți și pe mine. Mami, hai să spun ceva. La curș. Ia stați să ies pe geam să vi le arăt pe Alex. Bate vântul. Este ger aici. Dar am vrut să vă arăt neapărat peisajul ăsta. Deci chiar îmi place. Bă, bune, peisaj cam povești. Haideți, prieteni, că mai revenim la voi. Haideți. Când coborăm. Salutare, prieteni, am revenit de pe pârtie. M-am echipat, dar nu încă complet. Mi-am luat o căciulă de asta cu moț, am zis că nu merg cu căciulă, dar n-am rezistat până la urmă. Stați așa să vă arăt ce urmează. Salutare, prieteni! Am revenit cu David, cu Alex și uitați ce avem aici! Doi ursuleți! Doi ursuleți cu moț! Doi panda! Deci, prieteni, mergem să ne închiriem și noi Saniei și apoi revenim la voi. Deci, prieteni, am ajuns în sfârșit la pârtie. Acum așteptăm să ne aducă colacele. Ia, David, să te văd. I-am schimbat căciula lui David, era prea de bebe. Antonio și-a luat unul și uitați ce mânușă mică. Antonio! Suntem aici cu Andreea. Azi suntem cu gagicele lui David. Și acum îi așteptăm pe Alex și pe Alin. Și pe celălalt Alex să vină. Prieteni, urcăm pe bandă. Nu ne mai chinuim să mai urcăm. Alin s-a învățat minte de la Rânca și a zis că el nu mai vine la pârtie fără să aibă bandă care să-l care. Deci altă viață. Ia avem și pe Larisa de asta în spate. Nu mai pot de frig. Deci am înghețat pe bune. Haideți că revenim. Ce faci, Andreu? Hai, Alex! Ți-ai zis că era fucking fort! Unde e Alin cu David? A rămas aici.
Stai că vin, dar stai că vin ăștia cu colacele. Stai acolo, stai acolo. Ce? Ia uitați-le. S-au pus acolo jos. Ca să mergem mai așa un pic. O să mergi. Da, a luat-o. Deci se pregătesc, sunt fix acolo, pe mijloc. Acolo. Și vin. Uitați-le ce țipă. Doamne ferește. Uitați-le ce hal fac. Cum a fost? Am crezut că ne-au răsturat. Vezi că vine. Larisa vine. Cum e? Nu ai? De ce? Mi-am pierdut și un ușor. Nu cred. Revenim. Cum a fost, Larisa? Larisa, mă dau cu tine. Ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Nu, de ce? Da. Revenim. Prieteni, am ajuns la șura dacilor să mâncăm pentru că nu mai putem. Aici se mănâncă și afară la foc de tabără, dar și în interior. Deci nu mai putem de frig și noi și copiii. Și am ales să mâncăm înăuntru. Haideți că revenim. Prieteni, am fost aici la biserică să ne vedem cel nou. Doar că e foarte, foarte frig. Deci nu vă imaginați. Alin și cu David sunt deja la mașină. Eu am mai rămas să cumpăr câte ceva și plec înspre Pitești. Deci foarte frumos este aici. Înăuntru n-am stat să patinez pentru că am vrut și eu să mă rog. Uite cum patinează. Deci, prieteni, facem și noi încheierea. Data am plecat de la munte. Vă mai arăt încă o dată peisajul. Deci chiar e frumos. Este foarte. N-am ce să zic, chiar m-am simțit bine. Zăpadă, frumos, tot ce trebuie. Am luat aer curat. Obositor drumul ăsta. Da, e nasol cu drumul. E frumos. Cu aerul ăsta tare. Stați într-o cameră. Să ne vedeți pe noi. Prietenii, am venit să mâncăm. Deci gata și azi, prieteni, misiunea. Vă pupăm, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Să ne spuneți dacă v-a plăcut cum am dat cu Sania, mai ales dacă v-a plăcut cum am urlat.